Bună seara! Doamne ajută și bine ați venit la, să zicem, un simpozion. Simpozion, seara culturală duhovnicească, poetul Daniel Turcea. Daniel Turcea, poetul Luminii Nemărginite, am intitulat noi. Se împlinesc mâine 40 de ani de la trecerea la Domnul a poetului Daniel Turcea. Mai întâi, cum obișnuim la sede noastre de privechere, ne ridicăm și rostim în cuciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de patrizmene, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, ca putea să vă mântă binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu, ca să o faci și ca să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.